Dragii mei, haideți să trecem și la alte lucruri. Noastră. Cum ar fi? Monede, bani. Bani de nuntă. Acum... Dragii mei, mai am aici niște monede de dat, în funcție de ordinea în care voi ați ajuns la mine. Dar până atunci, să vedem ce ascund cutiuțele și recipientele acestea pe care voi mi le-ați adus. Haideți să începem cu Spic și Ștefania, nu? Da. Miri. Miri. Să vedem zestrea. O să începem cu darul de la mine, da? De la mine, pentru tinerii căsătoriți, 4 monede. Zestrea de la mine, 4 monede. Pentru că ați ajuns pe locul 2. Bine. 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 Haideți să bine. Vedem acum ce aveți în cutie. Da. 4 monede, da? Cu 3? 7. 7. 20. 20. Se pune la calcul? Nu? A. Eu am zis că na. Ce e asta? O monedă ce? Bonus din aia, super monedă. Pentru mine? Da. Amintire din Asia, da. Express 3. Continuă. Dar de unde ați luat-o? De pe acolo. Dintr-un, ne-am servit dintr-un magazin. Ne-am tot găsit monede. Știu, da. Dar nu trebuie să le luați pe toate. Bine. Asta-s deci. Mărturile la nuntă. Mărturile la nuntă. Momentul ăsta al dezvăluirii numărului din monede, pentru mine nu a fost foarte tensionat, pentru că nu aveam așteptări ca să fim pe locul întâi. Stați puțin, că mai aveți... Wow! Hai! Hai cu bilet! Să vedem ce scrie! Minus 10. 7 monede. Bine! Wow, bine, bine, bine. Bine! Am fost surprins să vedem că în Ulcior am avut multe monede, am avut 7 monede. Spic și Ștefania, 27 de monede, da? Da. Noi știam că Bontea și cu Fodor au undeva la 18 monede. Bă, darul la nuntă, vă rog eu. Da, mă, da. S-o dau 4 monede, dar așa s-o sta bilet. Și când vrei să-ți dau? Acum. Să trecem acum la Ada și Cătălin. Pentru noi nu are monede. Nu are? Nu cred. Eu nu am monede pentru voi, pentru că ați fost ultima echipă care a ajuns la mine. Am căutat prea mult. Să vedem însă ce aveți aici. Dar ați găsit ceva. O găsit-o, bă. Bine. 10. Moneda asta face cât 10 monede, da? 10. Noi am avut 7 monede. Plus o super monedă bonus, deci în total aveam 17. 17 monede aveți. Ia să vedem norocul. Să vedem care e norocul nostru azi. În momentul în care Gina a ridicat ciocanul, mă uit la Ada și zic, Ada, noi nu trecem de 3. De 3, nu. Dar ce noroc avem noi? 3. Să sperăm că s-a spart ghinionul. 3 monede. Da, ce ți-am zis că nu sunt de 3? Deci, în total, 20 de monede. În momentul acela știam că vom alerga în ploaie. La cursa, pentru ultima șansă. De o dansatoare, Dorin și Răzvan. Pentru voi am 5 monede. Pentru că ați ajuns primii la mine. Și iată ce găsesc eu aici. Augustă și ei, mă. Bravo, mă. 15 monede. 16. Am ajuns până în stage-ul 9. Am parcurs mult mai mult decât ne-am așteptat că ne-am mișcat în acest concurs. Pentru fiecare mic pas pe care îl făceam, bravo, Sorine, bravo, Răzvan. Și uite că am ajuns și în Taiwan. Am ajuns în stage-ul 9. Și dacă tot ajungi până aici și te chinui atât, bă, frate, ești cumva cu un picior în finală. Și normal că eu unul doresc să ajung în finală. Că pierd, că voi câștiga, asta rămâne de văzut. 33. 33.
Și un bonus pentru mine. Am găsit un în buză de broască. Era un în buză era de gură la o broască. Ce-mi place că primești o cadou. A luat-o și pe aia. 33 de monede, da? Dar mai avem de spart un recipient, da? Se lasă greu. Astea tari se lasă greu. Bravo. Surpriza pentru voi este 5 monede. Asta înseamnă, dragii mei, că aveți în total 38 de monede. Așa liniște și așa ușurare când am văzut 38 de monede. Bă, băi, așa monede, mă? Și mai avem o singură echipă, Alex și Radu. Și pentru că ați ajuns a treia echipă la mine, aveți 3 monede, da? 5. Gina numără monedele pe sărite, așa ce. Una, apoi încă 2, 3, încă 4. Am stat pe emoții până la final pentru că nu știam exact cum stăm noi. Am mai pățit și noi când am avut biletul de la Cocoș, când ni s-au triplat monedele. De eram acolo la limită de a ne salva. Nu ne-am salvat. Da, este periculos. Acum Alex și Radu, dacă ar avea 15-16 monede triplate, să zicem. Da, triplate, da. E groasă. 14. Dar dacă au și cine știe ce au ei în chestia mică neagră? Singura chestie care ne poate salva de la cursa pentru ultima șansă e ca babylica noastră să fie monedele voastre se triplează. Altfel nu scăpăm. Aveam așteptarea asta deja, pentru că știam din proba cu Cocoșul că această hârtie bonus are șansa de a-ți dubla, tripla sau oferi un număr de monede pe care nu le cunoști încă și care pot schimba cumva clasamentul. Orice e posibil, Nasia Express, orice este posibil. În total, aveți 16 pentru că ați mai câștigat 2. Toate ca toate, dar în momentul în care văd că ne trece pe tabla, tablă 16 monede, suntem ultimii. Coada adică clasamentului. Să alergăm. Dragii mei, avem o echipă care nu pleacă astăzi în cursa pentru ultima șansă, în cursa dramatică. Reactoarele mele. Dragii mei, Răzvan, Sorin. Am sărit cu tăticul, noi după aia am înțeles că e semifinală, ne-am crezut că suntem în finală. În etapa finală. În semifinală, da, de fapt, sunt primele 3 zile din stage-ul 10, iar finala se joacă în a 4-a zi din stage-ul 10. Taipei scrie pe voi, bravo! Bine, bine. Dar noi am sărit și ne-am bucurat ca și cum am fi în finală. Oricum, nu alergăm la cursă. Ce să mai, suntem în semifinală și, bă, practic, suntem cu un picior în Taipei. Deci nu vine să crezi, dar am ajuns în stage-ul 10 și nebun la cap. V-ați fi închipuit asta vreodată? Am zis că stau mai mult de 5-6 de astea niciodată. Fodor și Bonte, așa cum am preconizat, locul întâi, merită toate aplauzele pentru că au tras din greu. Am dovedit că dacă ne punem ceva în cap, de multe ori ne și iese. Ultimul stage, adică ăsta, am fost, cred că în fiecare zi și peste tot, pe primul loc. Dragii mei, avem 3 echipe care pleacă astăzi în cursă. Ne așteptam să intrăm la ultima șansă, dar știi cum e, speranța nu moare niciodată. Eu am început să mă montez pentru că oarecum pe jumătate eram pregătit să intrăm la cursa pentru ultima șansă. Eu în momentul ăsta n-am făcut decât să mă uit la fața lui Spic, pentru că Spic considera că cu numărul ăla de monede este imposibil să fii detronat cumva din poziția de m-am calificat în finală. Dar ce să vezi, băiatul i-a căzut fața. Când am realizat că plec în curs, mă gândeam numai la ultima cursă. Pentru ultima șansă când am fost, am ieșit pe ultimul loc. N-are cum să nu scadă în momentul în care vezi că ești înaintea A, deși brusc cazi din clasament, da, în fața altora, prietenii tăi, n-are cum să nu scadă fața. Noi suntem bucuroși că în etapa finală au ajuns Bontea și cu Fodor, pentru că dacă nu o să ieșim din această competiție, ne dorim foarte mult să jucăm finala cu ei.
Da, na, el se consolează cu faptul că ziua asta e marcată de cererea în căsătorie. N-ai cum să treci peste asta, băie. Îți dai seama cum ar fi să ceară pe șifonia de soție și să plece acasă? Trăiește mare aventură Asia Express pe antenaplay.ro. Ai episoade integrale, fără pauze publicitare.